Hudinașilor, astăzi o să fac o mare nebunie, așadar trebuie să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Sunt pe Roblox Brookhaven și am găsit un TikTok super interesant pe care vreau să vi-l arăt. Așadar, în secunda aceasta o să apară TikTok-ul în partea stângă și hai să ne uităm la acest TikTok. O să-i dau play în această clipă și zbeng, ia să vedem, uite-te și tu ce skin, bro! Mamă, e un skin de vacă, dar este o vacă imensă! Hai să vedem cum putem să ne facem skinul acesta. Deci, în primul rând, trebuie să mă duc să cumpăr skinul ăsta de robot... Steampunk robot? Oh my god, bro! Deci trebuie să sparg o grămadă de robux. Oh, deci trebuie să rupeți neapărat butonajul de like în această clipă, pentru că o să fie rip robux pentru mine. Costă 250 de robux. Ok, o să dau live. Salut, ești Houdini real? Vezi că a venit un abonat aici și m-a găsit, bro! Ia stai, fuge! Hai să scriem așa, salut! Nu pot să cred, domnule! Eu sunt, hai să scriu, eu sunt, după care o să dau live. Opa, stai așa că... Bă, a luat-o la goană, Houdinașul. Ok, deci din cauza chatului. Bro, a plecat? Eu sunt Houdinașul real. Băi, frate, a fugit! Vreau să-l salut pe abonat! Stai să-mi pun viteză mare... Eu sunt Houdinașul real. Unde fugi, frate? Hai să scriu. Unde fugi, frate? Băi, deci voia să fugă. Salut. Te salut. Să mergi să dai like. Asta o să-i scriu. Să mergi să dai like. Rupi acolo butonajul de like și o să dau live, pentru că trebuie să cumpăr skinul acela de robot. Punem din nou TikTok-ul pe ecran, după care trebuie să văd exact cum se numește. Deci Steampunk Robot. Bun, ia stai. Mergem aici și mergem pe shop, desigur, pe catalog și scriem așa. Aici ar trebui să scriu, nu? Steampunk. Dacă dau enter, oare mi-l găsește? Bă, sunt foarte multe chestii, dar uite că l-am găsit aici. Deci avem skinul acesta de robot. Voi nu-l vedeați, însă este în partea stângă, stați așa să vi-l arăt. Deci este chiar aici, costă 250 de robux și o să-l cumpăr. S-au dus robux și mei, bro. Mamă, rip robux! Ok, hai să vedem ce mai trebuie să mai cumpăr, pentru că presimt că mai trebuie să mai cheltui robux și pe ceva. Îi dau play. Bă, skin-ul de gnom? The Gnom Sky? What? Și costă 400 de robux? Rip încă 400... Deci rip încă 400 de robux și deja încep să mă bâlbâi numai când mă gândesc câți robux cheltui. Deci în total 650 până acum, Houdinașilor. Hai să scoatem TikTok-ul și să mergem frumușel să vedem dacă găsim skinul acesta. Sper să nu existe, sper să fie o minciună, frate. Hai să dăm așa și scriem aici The Gnom Sky, nu era parcă... Îmi și apare aici la recomandate. Da, bă, costă 400 de robux. Serios? Rip. Rip. Și hai să vedem ce mai luăm, da? Scoatem acum skin-ul. Sper că asta e tot. Sper că asta e tot. Punem din nou TikTok-ul pe ecran și îi dăm play la TikTok. Ce mai trebuie să mai iau pentru vaca asta nebună? Deci am luat astea două. Și atâta? A, trebuie să-mi fac skin-ul acesta, ok. Deci trebuie să mă duc acum. Aici oare? Nu aici, cred că aici. A, nu aici, ok, stai așa că încă nu m-am obișnuit cu noul launcher. Și nu mi se încarcă, de ce? Trebuie să dau cancel aici, am înțeles. Deci trebuie să dau cancel acolo. Să mă duc acum la caractere.
Și la caractere pot să văd cumva caracterele pe care le-am cumpărat eu? Poate aici? Bro, de ce nu mi-apar caracterele pe care le-am cumpărat eu? A, trebuie să dau la Customize, ok. Și cred că aici ar trebui să mă duc, nu? Aici sunt capetele. Bă, unde văd toate caracterele aici? A, uite aici, cumpărate. Mamă, super greu să ajungi aici. Și hai să vedem ce trebuie să facem. Deci, trebuie să folosim cele două caractere ca să le combinăm aparent. O să dau mai în spate și o să mă mai uit încă o dată. Deci trebuie să iau cele două caractere. A, și am nevoie de piept și de mâini. Și picioarele sunt de la gnom. Nu? Așa mi se pare. Cred că trebuie să dau aici. Sau pot să dau așa, cred că pot să dau așa. Să-mi pun ăsta întâi. După care trebuie să mă duc să schimb picioarele. Și hai să vedem cum pot să fac asta. Probabil trebuie să mă duc aici, bun. După care cred că trebuie să dau la picioare. Oh, da, de aici. Și trebuie să-mi pun piciorul ăsta. Și trebuie să-mi pun și piciorul ăsta alt. Ceva de genul. Și acum cred că trebuie să-mi scot... Ah, și mâinile îmi trebuie, stai puțin. Și mâinile. Dar trebuie să ajung la mâini. Unde sunt? Uite aici, mâna stângă. Ok, și mâna dreaptă. Bă, ia uite-te cum arăt deja. Și acum trebuie să-mi schimb și căpățâna. Deci la căpățână... Stai să vedem unde-i capul. Bro, unde mi-e capul? A, uite aici. Și trebuie să-mi scot capul, să-mi las capul normal. Deci am pălăria și mustața asta. Oh my god, cum scot astea? Sunt super curios. Cum scot nebuniile alea, bro? La accesorii, cred, nu? Da, trebuie să mă duc aici la accesorii. Și trebuie să-mi scot asta și mustața. Mustața de pe față, presupun. Unde e mustăcioara, bă? Asta e. Bun, gata, am reușit, bro. A, și mai am ceva pe spate, la bec, ia vezi. Și asta trebuie scoasă. Oh, în sfârșit am skin-ul care trebuie. Și după ce am făcut toate nebunile astea, ce mai trebuie să mai fac? Ia să vedem, ce ne arată TikTok-ul. Trebuie să cumpăr un cap de vacă care se numește Cow Head Brown. Bun, trebuie să scot și TikTok-ul de pe ecran. Băi, deci când o să intru cu skin-ul ăsta pe Brookhaven, oh my god, cred că o să se sperie toată lumea. Hai să căutăm aici. Cum am zis că se numește? Stai așa că deja am uitat. Cow Head Brown. Deci Cow Head Brown. Și hai să-i dăm enter să vedem dacă ne caută în catalog. L-am găsit. Vezi că l-am găsit. Încă 60 de Robux. Vă rog să faceți voi acolo la final totalul, gen cât costă tot ce am cumpărat eu. Aș putea să bifez asta, să-mi pună direct căpățâna. Bun. Și acum, după ce am luat căpățâna de văcuță, trebuie să iau și costumul, care e 70 de Robux. Uitați-l acum pe ecran. Deci costumul acesta e 70 de Robux, gen, doamne, că mă bâlbâi numai când îmi vine, când mă gândesc cât am consumat până acum, bro. Deci mi-am cheltuit toți Robux-ii. Deci se numea în felul următor, Classic Brown Cow. Ok, trebuie să-l caut aici. A, uite, și apare direct 70 de Robux costă și asta. Ia vezi. Îl punem așa, deja arată cum trebuie să arate și dau să port costumul, bro. Deci cam acesta este tot costumul, presupun. O să-mi pun din nou TikTok-ul pe ecran și hai să vedem. Da, așa arată costumașul. Aba nu, mai trebuie să mai iau ceva? 350 de Robux? Pentru ce, bro? Ok, costumul ăla nu o să-l iau la final, cred că e troll, pentru că nu-l folosește. Deci, sincer, nu-l mai cumpăr, nu mai dau 350 de Robux pe degeaba. Ok, gata, opresc TikTok-ul și hai să intrăm să vedem cum arată în Brookhaven
costumul acesta și ce vor spune oamenii când mă vor vedea. Ori să fugă de mine, ori să dea alt F4 din joc, frate. Doamne ferește. Ia uite, români. Aparent sunt români aici. Oh, cred că o să mă vadă. Mi-am pus costum. Bă, 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 stai puțin. De ce am costumul ăsta de vacă înaltă? Sunt o vacă înaltă, frate. Băi, nu arată ca, ca și skin-ul ăla care trebuia să arate. Deci avatarul ăsta e ciudat rău de tot. Acum sunt o vacă super, super înaltă. Dar sunt curios, de exemplu, ce se întâmplă dacă dau reset la caracter. Se schimbă oare? Sau? Ia să vedem. Chiar sunt super, super curios. S-a dat reset-ul și... Bă, aproape că arată cum trebuie. Oh, gata, acum arată cum trebuie. Hai să-i scriu la băiatul ăsta pentru că e român. Salut, frate. Sunt curios ce o să spună. Ia uite-te ce skin de vacă grăsană am. Sal. Hai să-l întreb dacă îi place skin-ul meu. Îți place... Sau să scriu avatarul. Îți place avatarul meu? Sunt curios dacă o să zică că îi place. Oh, no. Îi scrie. Ah, ok. Ah, vorbește cu cineva. Vorbește cu cineva. Credeam că vrea să scrie o înjurătură, dar aparent vorbea cu o fată. Cu fata aceasta, presupun, nu? Hai să scriem bună. Bună. Larisa, te salut. Te salut. Uite că a scris acolo bună. Mamă. Băi, de ce-i place skin-ul meu? A scris undeva aici, nu? Parcă Larisa am văzut. Sau? What? Nu-i scrie ceva? A, uite aici. Sună mal. A, sună, mă, uite. Da, bă, Larisa, da, credeam că am visat eu urât. Bă! Sunt foarte mulți aici. Oare mă recunoaște cineva? Care dintre... Ia stai să vedem ce-o scris. Care dintre ăsta? Doamne! Nu știu ce scriu pe aici persoanele, dar e plin de români pe serverul ăsta. Ci că, o, oh, ești hot. Doamne, sunt pe gagică reală persoanele astea. Cine vrea... costumul meu. Hai să întrebăm asta. Cine vrea costumul meu? Să vedem dacă vrea cineva costumul ăsta. Uite, date online. Opa. V-am spus eu. V-am spus eu. Persoanele de aici sunt pe gagică reală, frate. Ci că, bă, oare ce vrea să zică Spider-Man fake? E gratis. Hai că e gratis costumul ăsta. Deci oare cât am consumat? Cred că vreo 1000 de Robux. Aproximativ 1000 de Robux. Cam așa au costat, bro. LOL. Chiar aproximativ vreo 1000 de Robux. Deci să zicem, deci au fost 650 cele două caractere, după care am mai luat încă ceva la 60, nu știu, vreo 800 de Robux, cred. Să zicem aproximativ 1000. Să faceți voi acolo totalul. 800-900 de Robux, cred, nu? Pe acolo. Probabil. Ok, bă, deci lobby-ul ăsta e super, super dubios. Hai să-mi iau un hoverboard. Punem viteza 45. Și o să mergem. Ia uite aici, comentariu. Cine vrea să fie iubita mea? V-am spus eu că sunt pe gagică reală. Și să încercăm să intrăm într-o casă. Aș vrea să încerc să... Nu știu, să jefuiesc o casă. Ca... ca și vacă, gen. Vreau să fiu vaca jefuitoare. Și să văd ce ar spune persoana care și-a luat casa aia, gen. Cred că ar fi ceva insane, bro. Să vezi o vacă pe hoverboard. Ia uite aici o casă. E deschisă. Doamne, cum arată. Skin-ul ăsta ar trebui să fie interzis pe Brookhaven. Ziceți voi dacă nu, dar sincer ar trebui să fie interzis pe Brookhaven skin-ul ăsta. Hai să urcăm la etaj. Mamă, easy, poți să jefuiești casa asta. Nu e nimeni aici.
Easy, o bombă. Bam. O pun aici. Bă, de ce nu s-a spart ăsta? What? Nu s-a spart safe-ul. Și nu înțeleg de ce. Hai să mai pun o dată bomba. Dacă mă lasă, desigur. Ia uite unde mi-a pus bomba. Ia uite-te! Din cauza că e prea mare vaca, nu pot să pun bomba. Doamne, e greu să și jefuiești cu vaca asta. Deci trebuie să stau la distanță. Acum poate? What? Am reușit în sfârșit. Deși bomba s-a dus aproape în dulap. Am luat banii și sunt o vacă fericită. Bă, skin-ul ăsta chiar ar trebui interzis pe Roblox Brookhaven. Ok, hai să ieșim de aici și să intrăm pe un alt lobby, pentru că vreau să văd ce se întâmplă dacă intru într-un alt lobby. O să aștept câteva secunde să nu mă bage pe același și hai să-i dau play. Să vedem dacă de data asta mă bagă pe, pe un lobby mai, mai interesant, ca să spun așa, cu persoane care s-ar speria de skin-ul ăsta. Ia vezi. Deci trebuie să dau acum așa, bun, ca să-mi dea skin-ul nice. Și hai să mă duc, de exemplu, lângă fetele astea. Aș putea oare să-i fac cu mâna? Da, băi, uite, pot să-i fac cu mâna. Fata asta nu spune nimic, hai să o salut și pe fata asta alaltă. Îi fac cu mâna. Salutare. Bă, fugi de mine! E frică de mine! Ia uite-te că leargă! E frică de mine și-o luat bicicleta! Vezi că mi-au hoverboard-ul. Nu încerca să fugi. Hai să scriu aici, don't run. Oh, n-am apucat să pun space-ul, că a fugit. I-am scris legat, don't run. Mi-au hoverboard-ul. Văcuța pe hoverboard. Și vreau să o urmăresc pe fata asta, oricum nu mă poate întrece. Sunt cea mai rapidă vacă. Oare ce o să facă? Și-a scos bicicleta, își cumpără casă? Cred că da. O să intru în casa ei. Aș vrea să văd dacă am timp să o jefuiesc, deși o să fie destul de greu. Oare ce casă și ea? Sper că nu mă banează. Am intrat în casă. Mamă, mă banează, mă banează, mă banează. O să încerc repede să mă duc la etaj. Vine după mine, vine după mine, hudilașilor. Oh my god, unde să mă duc? Cred că în partea asta la altă trebuie. Unde e, mă, safe aici? Era de pe mijloc, nu-i pe mijloc. Oh, aici cred că e, nu? Da. Hai să punem bomba. Zbang. Și i-am luat bănetul. I-am luat bănetul, chiar dacă acum mă va bana. Cu siguranță o să mă baneze acum. Unde e? A fugit? Bă, cred că a fugit. Am rămas eu în casa ei. Dar a fost super tare pentru că efectiv s-a speriat de mine. A, m-a închis în casă. Mamă, oare pot să ies cu săculețul? Hai să vedem dacă merge. Vaca nebunatică care vrea să iasă din casă cu săculețul. Uite-mă că nu vrea să mai împun aici acum ăsta. Gata, am reușit. Da, bă, easy peasy. Și hai să văd dacă fata asta se va speria de mine. Oare ce vor spune locuitorii din Brookhaven? Gen, am văzut o vacă grăsană care mergea prin Brookhaven. Și o să mă pun la televizorul ei, să mă uit la televizor. E prea tare skin-ul ăsta. Cred că o să mă baneze, hudinașilor. A venit și a rămas mască. Ia uite-te, se uită la mine. M-a banat! Oh, nu! Văcuța barosană a fost banată. Băi, frate, de ce? De ce? Vreau să mă mai duc la o persoană să văd ce o să facă. Deci am cheltuit o grămadă de Robux pentru skin-ul ăsta. Oare o să fugă băiatul ăsta? O ieșit. O ieșit din joc când m-a văzut. Doamne, fata asta? Să nu-mi zici că de alte F4 și fata asta? Cred că e AFK. Da, pare a fi AFK. Hopa. O, m-a urcat aici cu gagica la volan, ia vezi. Vaca nebună. S-a urcat în mașină cu gagica asta, bro. Băi, deci e prea tare skin-ul ăsta.
Cred că voia să mă dea jos din mașină. Mă ia iară mașina? Ia să vedem. Ba nu mă, vrea să mă ia din nou. Aș putea să mă urc în spatele mașinii. Dar nu merge? De ce nu mă pot urca pe spate? Nu mă lasă decât aici să mă urc. Ok, fata asta nu pare că se sperie de mine. Sincer să fiu. Sau ba da bă, voia să mă dea jos. Nu-mi dau seama ce voia să facă. Ia uite-te și tu cum arată skin-ul ăsta. E prea, prea amuzant. Chiar îmi place să trolez. Băiatul ăsta e AFK? Bă, mi se pare tare, de exemplu, dacă pleci, nu știu, de la calculator sau de la telefon, dacă te joci de pe telefon, pleci și tu liniștit, îți vezi de treabă și apare o vacă din asta lângă tine. Ce faci? Cred că dai direct alt F4. No, băiatul ăsta n-are treabă. Își schimbă chestiile pe acolo. Hai să mai merg puțin prin Brookhaven. Să vedem dacă mai găsesc persoane. Asta e aceeași persoană cu mașina. La spital nu pare să fie nimeni. Hai să mă duc în apartamente. Am văzut ceva persoane care au intrat în apartamente aici. Uite că e deschis apartamentul ăsta. A cui o fi apartamentul? E cineva pe aici? Să o ia lui fata asta. O, mă pun aici pe spate. M-am întins pe pat. Bă, e prea tare. M-am întins pe patul ei. Cred că e al ei apartamentul. Dar n-are nicio problemă aparent. Ia uite-te, știi. Să pun și eu capul pe pernă puțin. Așa, bro. Prea troll. Poate vă întrebați de ce sunt aici ascuns. Vreau să vă arăt un cod secret, așadar nu trebuie să mă vadă nimeni când o să folosesc codul acesta secret 11245925780. Și dacă apăsăm pe enter, avem skinul de ou. Trebuie să mă joc Brookhaven până când o să fiu banat. Alo, e cineva acasă? Un ou vă cheamă la ușă. Unde-i soderia la casa asta, frate? Ia, pot să apăs aici la garaj, nu merge. E cineva acasă? Vă leu că am putut să sar peste gard. Ok, la asta chiar nu mă așteptam. Și hai să sudăm la soderie. Cred că tocmai am văzut că a intrat cineva aici la grădiniță. Ok, da, este băiatul acesta. Oh, salut, frate, ce faci? A plecat și nici măcar nu m-a băgat în seamă. Cred că avatarul acesta de ou, sincer să fiu, nu prea o să mă ajute să fiu banat. Oh my god, s-a făcut 2 dimineața, frate, și nu m-a banat nimeni. Am văzut niște persoane, cred că au ieșit din casa asta din dreapta. Ia să vedem dacă mă lasă și pe mine să intru. Sper să nu mă baneze sau ceva de genul acesta. Și hai să mă pun acum să dansez. Ok, cred că aș putea să îmi pun dansul ăsta sau poate dansul ăsta aici. Mă lasă să dansez aici pe bune. Nici măcar nu mă banează. Cred că ar trebui să schimbăm puțin situația, să dăm leave și să luăm un costum mai șmecher. Hai să trecem la search costumul acesta și va trebui să îl cumpărăm cu Robux. Este un costum de iepuraș și costă 100 de Robux. Și așadar, rip Robux și mei, hai să îl pun direct pe mine. Ia uite-te și tu cum arăt. Sunt un iepure pufos. O să dau să intru din nou pe Brookhaven, desigur, pe un server public și să înceapă nebunia. Uite-te și tu ce costum am. Băi, e prea tare costumul și mi iese și părul așa prin costum. Aici cred că e cineva. Văd pe cineva acolo sus și aș vrea să sun la sonerie. Să vedem dacă o să îmi deschidă ușa persoana aceasta. Văd că a mai venit o fetiță. Sunt iepuraciu de Paște, salut. Mă las și pe mine să intru. Băi, fata asta e AFK. Deși are și ea un iepuraș pe umăr. Cred că vrea să mă ia fetița asta în spinare. Vrea să fugă cu mine. Ia uite, a venit iepurașul de Paște. Și iepurașul de Paște vrea să intre în această casă. Ia, mă banează tipul ăsta? M-a banat! Băi, serios!
Deci iepurașul de Paște e banat instant pe Brookhaven. Aș vrea să vă mai arăt încă un cod secret, așadar codul este următorul. Este 62985640 47 și acesta este un telefon, însă este un telefon de pe vremuri, adică nici măcar nu seamănă cu telefoanele din ziua de astăzi. Oh my god, poate mai există telefoane asemănătoare de fix gen, însă nu știu ce să vă spun, adică eu nu am mai văzut un telefon de genul de o grămadă de timp. Și hai să vedem dacă telefonul acesta ne ajută să fim banați în Brookhaven. O să mă duc la casa asta de exemplu și hai să sunăm prima dată la sonerie, să vedem dacă o să ne poftească înăuntru sau ceva de genul ăsta. Ok, avem aici un ciudat care m-a banat instant, pe bune! Băi, ce telefon e ăsta? Nici n-am apucat să fac nimic! Deja am fost banat de două ori, una după alta. Ok, ok, mai avem o ultimă încercare, așadar dăm leave și o să mă duc din nou la Avatar Shop acolo, pentru că vreau să cumpăr ceva nou. Și hai să vedem cum este costumul acesta de fantomă. O să fiu o fantomă super amuzantă și mă costă 70 de Robux ca să iau costumul, dar uitați-vă și voi cum arată costumul acesta. Hai să-l cumpărăm, 70 de Robux direct, pun și costumul pe mine și hai să mergem acum să intrăm din nou pe Brookhaven. Zici că suntem două fantome într-una. Mai este cineva aici? Hai să-i dăm și pe play. Înainte să mă fac fantomă, o să mă duc la o casă. Mă teleportez direct la o casă. Poate la casa aceasta, să vedem dacă este cineva aici. Este fata asta regină și aș putea să încerc să o sperii puțin ea. O să mă duc aici așa și acum o să dau aici ca să îmi pun costumul. Ia uite-te, știu cum arată costumul ăsta. Cred că ar trebui să-mi scot și freza ca să nu mi se mai vadă freza. Și fantoma asta e prea amuzantă, frate. Ia uite-te și tu la fata asta. Oare se va speria? Mamă, dacă o să vină acum la telefon sau la PC, cu siguranță o să se sperie. Ia, mă învârt așa în jurul ei. Buhuhuhuhu, buhuhuhuhu. Băi, nu se sperie de mine fata asta? Ok, cred că mă învârt degeaba, deja mă învârt de 20 de minute și fata asta nu mișcă deloc. Sau parcă s-a mișcat puțin. Mă ia în brațe, mă ia în cârcă de fapt, băi. M-a luat fata asta în cârcă, nici măcar nu s-a speriat de mine, sunt o fantomă! Și sunt o fantomă destul de amuzantă, dacă stau bine să mă gândesc. Oh my god, e o fată acolo? Băi, stau aici așa ascuns. Ah, și e cu doi copii, cred că sunt două fetițe. Ok, hai să intru pe aici pe undeva, însă am nevoie de pătuți, adică trebuie să se trezească cu mine în casă. Dintr-o dată așa, ia pot să intru direct pe aici? Bă, am căzut prin șemineu, ce fel de fantomă sunt? M-am blocat în șemineu. Oh my god, oh my god, oh my god. Stai așa, mă urmărește fata asta. Ia mă pun aici așa, deasupra. Băi, fata asta caută fantoma. Ok, m-a văzut. Ah, vrea să mă ia în brațe. Oh my god, nu pot să cred. Băi, am venit să o sperii și ea nici măcar nu se sperie. Sau m-a banat. Oh nu, credeam că o să scap. Dar aparent am fost banat cu costumul acesta, care este destul de înfricoșător, însă mie mi se pare și foarte, foarte amuzant. Am un singur scop, să fiu banat în toate casele în care o să intru pe Brookhaven și sunt super, super curios dacă mă vor bana toți locuitorii din Brookhaven, pentru că o să încerc să-i spionez, să-i jefuiesc și chestii de genul o să-i fac să mă baneze. Dar
dar cine știe, este posibil ca cineva să mă placă, frate, și să nu mă baneze. O să-mi iau hoverboardul nou care s-a introdus în Brookhaven și hai să punem viteza 45. Mamă, era bine dacă puteam să-mi pun viteza 445 și hai să mergem să vedem dacă reușim să găsim niște case cu oameni înăuntru, pentru că e posibil să găsim și o grămadă de case goale. Ia să mă uit aici să vedem. Ok, ușa e închisă, dar e cineva acasă. Și hai să testăm să vedem dacă persoana aceasta mă va bana. O să-mi pun acum repede pătuțul aici și o să intru prin garaj, bro, ca să nu mă vadă. După care, desigur, o să mă duc prin casă. Ok, a plecat de acasă, serios. Hai să-i jefuiesc seiful, să văd dacă se întoarce. Însă, stai așa să vedem. Ok, bă, nu, fata asta e acasă, bro. A plecat cineva cu mașina de aici, din fața casei. Însă, aparent, fata asta este acasă. Ok, hai să vedem dacă găsim seiful. Cu siguranță, dacă îi jefuiesc seiful, o să mă baneze. Oh, uite-l aici, frate. Hai să căutăm și bomba. Unde este, unde este? Boi, stai așa că tot timpul trec de ea. Mamă, uite aici. Zbang și o punem, după care bobă și luăm banii. Băi, deci trebuie să mă baneze 100%. Și hai să dansez aici cu banii. Ok, dansez aici cu banii ei. Bă, s-a dus să vadă dacă i-am jefuit seiful. Bine, sper să fie casa ei. Poate nici măcar nu e casa ei. Deci 100% o să mă baneze. M-a banat deja. Bine. Băi, deci am reușit, frate. La prima persoană a funcționat. Uite acolo, casa banată. Mamă, atât de simplu a fost. Serios, adică doar a trebuit să o jefuiesc și după aceea să dansez puțin cu banii în mână și gata, m-a banat. Hai să vedem și aici dacă e cineva acasă. O să sun la sonerie, după care mă ascund. Ia, mă pun aici așa undeva. Dar nu pare să fie nimeni acasă. Bă, nu e nimeni acasă aici. Nu o să intru în casele goale, pentru că cel mai probabil nu o să vină persoana și nu o să mă baneze niciodată. Băi, deci serios, uitați-vă și voi. Direct banat, bro. Uitați-vă și voi, frate, mamă. Hai să vedem, hai să plecăm de aici. Să vedem ce casă mai găsim. Poate pe partea cealaltă o să avem noroc, sau poate cineva are și un apartament aici. Cred că cineva și-a cumpărat apartament. Dar nu știu dacă e acasă persoana asta. Ia, hai să verificăm. Ușa e închisă. O să sun la sonerie și o să stau puțin aici să nu mă vadă. Aștept să văd dacă vine cineva. Câteva secunde, dacă nu vine nimeni o să plec. Bă, da, nu pare să fie nimeni aici acasă. Ok, deci persoana asta nu e acasă. Înseamnă că nu are niciun sens să încercăm să intrăm în apartament. Ar trebui să-mi pun hoverboard-ul din nou. Și hai să vedem și aici. La motel nu e nimeni. Nu s-a cazat nimeni la motel, bro. Însă avem o grămadă de case. Opa! Cineva și-a luat un mansion din ăsta, bro. Mamă, și-a luat aici pe parcela asta de estates. Oh my god. Hai să mergem aici, deci dacă mă va bana și aici, bro, cred că o să fie super, super amuzant. Punem asta să ne mișcăm mai rapid. Ușa e închisă. Ok, hopa, 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 hopa. Ia stai că intru pe aici. Nu vreau să intru pe ușa din față, pentru că dacă o să mă vadă direct, probabil nu o să mă baneze. Cred că m-a văzut, sincer să fiu. Da, 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 vine aici. Oh my god! Ok! Mă vânează, bro, unde s-a dus? A coborât? Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu! Oh nu! O să mă baneze! Hai să mă pun aici și să dansez. Ia să vedem. Opa! Tărăp, 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 tărăp. Și aruncăm cu banii. Cred că chestia asta cu banii o să funcționeze, bro.
Cineva vrea să mă ia în cârcă? Ok, mă ia în brațe, vrea să mă scoată afară, cred. Nu, frate, trebuie să fiu banat, așadar o să mă duc să le caut safe-ul. Unde era safe-ul în casa asta, că nu mai știu sincer să fiu? Trebuie să găsesc safe-ul, bro. Oare era jos undeva? Ia stai să vedem. Oare... Oh, baba, da, nici n-am apucat să caut safe-ul, bro. Bă, serios, mă gândeam și eu unde mi-e safe-ul și am fost banat. Deci deja am fost banat în două case, bro. Am intrat în două case, în ambele am fost banat. Ia uite-te și tu cum arată când ești banat într-un mansion din ăsta, adică într-o casă gigantică. Oh my god. Deci e toată porțiunea asta banată. Ia uite-te și tu. Ia stai așa să văd dacă pot să dau la distanță mai mare. What? Cum arată, bro? Serios? Hai să mai căutăm o altă casă. Aici pare să fie cineva, oare? Ia să punem și binoclu să spionez așa de la distanță. Hopa! Am văzut aici o fată. Nice. Deci înseamnă că aș putea să intru pe aici, pe la garaj. Ia hai să vedem. Hop, hop. Gata, am intrat. Bun, și... Ok. Stau la masă. Hai să mă pun așa, ia unde este ăsta, să mă tărăsc pe jos. Așa să mă duc, să mă tărăsc frumos. Ok, nu știu dacă mă văd, bro. Eu uite, mănâncă. Sunt în spatele lor. Oh, m-au banat, m-au văzut, frate. Bă, credeam că sunt atente la mâncare. A treia casă, bro, în care sunt banat. Serios, frate. Uite-te și tu, sunt banat peste tot, bro. Mamă. Deci nu-mi vine să cred. Mai e o singură casă aici. Dacă mă banează și în casa asta, hai să vedem dacă e cineva acasă. E posibil să nu fie nimeni. Apăsăm pe sonerie. E un zombie care zboară. Ok. Ce caută zombiul ăsta zburător pe aici? Aș cumpăr o casă? Da, casa asta e goală, din păcate. Nu pare să fie nimeni aici, bro. Sau? Aba, nu. E doar televizorul pornit. Ok, deci nu e nimeni. Ce face zombiul ăsta nebun? Tot zboară pe aici. Hai să mergem și în partea cealaltă. Poate avem ceva case noi, cu persoane noi. Și să mai încercăm să vedem dacă mai putem fi banați într-o casă. Ia hai să sar aici. Poate în casa asta din stânga. Deci casa aia de acolo de sus nu mai e. Înseamnă că a ieșit persoana. Hopa, hopa, hopa. De obicei persoanele care își trag jaluzelele sunt acasă, gen. Ia stai, hai să sunăm prima dată la sonerie. Să văd dacă o să vină cineva. Ia. Mă uit așa, vreau să testez să văd dacă e acasă persoana asta. Ok. Nu pare să vină nimeni momentan. Mai apăsăm aici pe butonul ăsta. Pare că se mai duce cineva să-și ia o casă, e posibil. Poate nu e nimeni acasă, bro. N-aș vrea să intru dacă nu e nimeni acasă. Pentru că vreau să fiu banat neapărat în toate casele în care intru. Da, deci nu pare să fie nimeni acasă aici. Ok. M-am cam uitat peste tot. Da, degeaba că sunt și jaluzelele astea trase și nu prea pot să vezi ca lumea. Deci din păcate nu pare să fie nimeni acolo. Stai să-mi iau pătuțul. Și aici mai avem vreo casă? Nu mai avem nicio casă, bro. Mamă. Deci cred că am fost în toate casele hudinașilor în care existau locuitori. Mai sunt și o grămadă de alte case goale. Hai să mai vedem la apartament odată. Vreau să mai verific aici apartamentul. Hopa, s-au tras jaluzelele și aici la apartament. Aba, nu mai e niciun apartament cumpărat, nu? Da, sunt goale, bro. Sunt goale toate. Ok. Deci din păcate nu mai avem alte case în care am putea intra. Adică hopa hopa, stai că am văzut aici un apartament la motel. O să mă duc să intru direct. Ia vezi. Se uită la mine.
Oh my god, stai să vedem dacă mă vede. Mă vede oare că vreau să intru? Și-a luat aici un apartament. Dar din păcate a plecat băiatul ăsta. Oare se întoarce? Dacă mă vede aici la ușa lui? Ah, nu, cred că și-a luat mașina aia și a plecat. Mamă! Băi, eram cât pe ce să fiu banat și acolo. Am scăpat ca prin urechile acului. Da, deci din păcate nu mai avem case noi. Însă, ați văzut și voi, am fost banat în toate casele în care am intrat și în care existau locuitori. O să testez un avatar pe Brookhaven care ar trebui interzis și aparent m-am întâlnit cu abonații. Ia uite băi, hai să-i salutăm pe toți aici. Mamă, salutare. Hai să le scriem așa, o să... apăreți pe episod. Ia uite băi, mamă ce tare mi se pare când intru și zbeng mă întâlnesc cu voi pe Brookhaven. Uite, m-a făcut și o pancardă și a scris sunt un fan. Oh, super tare. O să scriu așa mulțumesc pentru susținere. Ai că am scris dacă e babia. Pentru susținere, nici nu știu ce am scris pe acolo, bro. Deci avem aici o grămadă de abonați. Like-ul ăla plană, deci toată lumea să rupă butonul de like în această clipă. Să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și haideți să vorbim despre avatarul interzis. Ca să vedem dacă un avatar este interzis sau nu, o să ies de pe Brookhaven și o să mă duc desigur la shop. Și aici la shop o să mă duc să caut costumele. Am scris aici la search costume și hai să-i dăm enter să vedem ce găsim. Păi ce mai cheltuim noi Robux și frate? Am nevoie de un costum super ciudat. Costum de pește, bro? Bă, cum arată costumul ăsta, serios? E super ciudat și costă 200 de Robux. Însă am nevoie de ceva și mai ciudat de atât. Ia, hai să vedem un coș de gunoi curcubeu. Ok, asta este... ce asta, bro? E o coadă de pește sau de pui? Că nu-mi dau seama. Ok, aparent e o coadă prăjită de ceva. Hai să mergem și mai jos. Vreau să văd ceva super ciudat. O planetă. Sunt planeta Pluto, frate. Doamne ferește. Pot să fiu un tablou? Ia vezi, însă costă 11.999 de Robux. What? E mult prea scump. Ia, o altă planetă. Mamă, dar era tare dacă, nu știu, gen era o planetă mai mare, nu știu, așa, ca să fiu mai ascuns. Am nevoie de un costum din ăsta mai interesant, așa, să nu-și dea seama nimeni cine sunt, bro. Uite cum e cutia asta, însă am mai încercat cu cutii, așadar o să mă duc mai jos. O cutie muzicală? Dar tot mă văd destul de tare. Bă, un birou de gaming. Mamă, însă zici că stau eu pe birou ăsta de gaming. Ok, hai să vedem dacă costumul acesta este interzis pe Brookhaven. Este un costum de pro gamer, adică un gamer profesionist, frate. Trebuie să dau 120 de Robux și rip și hai să luăm, mi se pune automat acum costumul. O să mă duc să intru pe Brookhaven, desigur. Și hai să dăm aici, dăm direct play-ul și o să mă duc într-o casă. Dacă persoana din acea casă o să mă baneze, înseamnă că e clar, costumul acesta trebuie efectiv să fie scos din Brookhaven, frate, să nu te mai lase, să fie interzis. Și hai să-mi dau și reset-ul. Dăm așa reset-ul, zbeng, mamă cum arată, e super ciudat costumul ăsta. Oare dacă îmi pun hoverboard-ul? Mamă, nici nu se vede hoverboard-ul.
Ok, o să mă plimb cu un birou de gaming după mine, frate, cu viteza luminii. Și avem aici o casă. Sper să fie persoana acasă, sincer să fiu. Ia, hai să sunăm la sonerie. Să vedem dacă vine cineva. Spionez puțin aici. Nu pare să vină nimeni. Ok, deci nu cred că e nimeni acasă. Mergem la următoarea căsuță. Mai avem aici o căsuță și sus nu e niciuna. Ok, hai să vedem. Casa asta arde. Bro, casa asta arde. Ok, mare incendiu în casa asta. Și aparent fata aceasta nu pare să fie acasă. Mai sun o dată. Da mă, i-a luat casa foc. Cred că și-a lăsat șemineu aprins și a plecat. Ok, hai să plecăm de aici. Pe partea cealaltă avem o nouă casă. Deci s-ar putea ca acolo să avem mai multe șanse. Sunt super, super curios dacă o să fiu dat afară sau dacă o să mă lase să stau în casă. Aici sunt două case, ia vezi. Hopa, persoana asta ar trebui să fie acasă. Pentru că are mașina în garaj, nu? Are sens? Hai să intrăm în casă. O să îmi iau săculețul. Sper să pot să intru cu biroul ăsta de gaming. Ia vezi, hopa. Nu l-am pus prea bine. Acum ar trebui să fie în regulă și am intrat în casă, frate. Nu văd momentan pe nimeni aici. Hai să verificăm și baia. O să mă duc și la etaj. Momentan, nu pare să fie nimeni. Hopa, hopa, hopa. Sunt un birou de gaming. Izabela la masă. Era româncă fata asta și m-a banat. Bro, e clar. Avatarul acesta trebuie 100% interzis pe Brookhaven. Mamă, și-a chemat fetița la masă sau poate colega de cameră, nu știu. Însă eu am fost banat instant, bro. Uite, acolo e casa banată. Ok, deci trebuie să mă întorc înapoi prin partea aia să mai verific puțin, să văd dacă am vreo șansă totuși să stau într-o casă. Băi, deci eram un birou de gaming și mi-a dat ban instant, bro. Serios, dacă nu. Hai să intrăm aici. Oare e cineva acasă? Aș suna totuși. Sună un birou de gaming la ușă. Ok. Fata asta a venit la mine. Oare pe fata asta o chema la masă? Sunt un birou de gaming. Bă, nu știu. Nu, 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 stai puțin. Vorbește cu cineva, ia uite, scrie am terminat acolo sus. Oh my god. Oare mă ia pe sus, gen? Nu știu dacă m-ar lua pe sus. Da, cred că e prea greu să îi spun să mă ia pe sus și să mă ducă înăuntru. Oricum am fost banat, bro. Ia. Hopa. A comandat ceva de mâncare? Sau ce a scris acolo? Ia stai. Mă duc să-mi dau comandă de gentuță. Bă-și comandă gentuță, fata asta? Serios, ok, ok, deci nu mai am nicio șansă să intru acolo în acea casă, e clar. Sunt rip efectiv, bro. Vreau să mă mai duc totuși să mai verific o altă casă. Nu știu dacă mai avem o casă nouă aici, hai să vedem. Vreau să mă duc așa cu viteza luminii. Eu uite, am și o doză acolo. Șmecher rău de tot biroul ăsta, dar aparent trebuie interzis pe Brookhaven. Pentru că ești banat imediat. Ia, hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, e cineva aici, da. Văd acolo o fată. Ok, cred că m-a văzut. O să încerc să intru prin spate pe aici. Nu știu dacă mă vede. Hai să pun aici ăsta. Și să intru. Sunt un birou de gaming, nu mă știe, nu mă știe. Nu cred că m-a văzut. Sunt un birou de gaming, frate. Ok, 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 cred că m-a văzut acum. Sau posibil să nu mă fi văzut. Mă pun aici așa. Sunt un birou de gaming și stau lângă șemineu. Deci nu are cum să știe că sunt aici. S-a băgat în jacuzzi, bro. Ia să mă duc afară.
sunt un birou. O să încerc să mă duc mai încolo. Sunt un birou, nu mă vezi, fată? Bă, nu-și dă seama. Nu și-a dat seama? Sau pare că vrea să mă ia pe sus? Ok, nu mă mișc de aici. Sunt un birou, nu știi că sunt aici. Mi-a dat roommate, după care m-a banat? Băi, deci e imposibil cu avatarul acesta, frate. Deci ești banat imediat, n-apuci să faci absolut nimic. Da, eu zic că 100% avatarul acesta ar trebui interzis pe Brookhaven, pentru că ați văzut și voi, nu apuci să faci nimic și zbeng, ești banat. Mă duc să-mi iau și eu măcar o înghețată cu aromă de bubblegum. Asta este, cred că nu am prea avut noroc cu avatarul acesta. Arată destul de interesant, adică ai scaunul, ai birou și ai și laptopul de gaming. Cum o să testez să văd dacă avatarul este interzis sau nu? Pur și simplu o să intru cu un anumit avatar în casa unui locuitor din Brookhaven și dacă mă banează, e clar, înseamnă că avatarul este 100% interzis. Și hai să-i dăm acum puțin leave de aici, de pe serverul acesta de Brookhaven, pentru că trebuie să mergem să ne căutăm un avatar, frate, un costum. Și dăm aici frumos la costume, adică la catalog, după care ne apucăm să căutăm, bro, și hai să vedem dacă reușesc să găsesc niște costume interesante, pentru că dățile trecute, sincer să fiu, chiar am găsit chestii super, super ciudate, cum ar fi bucata asta de cărămidă pe care am testat-o deja și arată foarte, foarte ciudat. Băi, nu știu de ce mă arată, sincer să fiu, cu haidele astea, pentru că eu am alte haine, însă mă arată cu haidele astea rupte. Super, super ciudat. Ia, hai să vedem cum arată peștele. Mamă, cred că ăsta l-am mai încercat, nu? Aș putea să testez ăsta. Să fiu o bucată de pâine, bro. Mamă, cred că ar fi tare. Hai să mă mai uit puțin să văd dacă găsesc ceva mai interesant. Sau costumul de cartof. Și ăsta e interesant. Oh my god, pot să fiu și o poștă? Serios, hodinașul cap de poștă. Ok. Sau un joc să fiu. Bă, cred că o să fiu jocul. Mamă, chiar arată foarte, foarte interesant. Costumul ăsta aș putea să îl testez, sincer să fiu. Sau să testez astea la alte. Bă, și felie de pâine aș putea să testez. Ok, ok. Aș vrea ca astăzi să testez, sincer să fiu, felia de pâine. Și poate pe următoarele episoade o să testez și jocul, să vedem. Hai să vedem felia de pâine întâi, pentru că mi se pare prea caterincă, bro, felia asta de pâine. Am cumpărat felia de pâine, m-a costat 100 de Robux și RIP 100 de Robux. Și după care hai să intrăm pe Brookhaven. E asta așa și trebuie să-mi schimb hainele, cred, nu? Ca să par cu tot o felie de pâine. Ia uite-mă, acum mă dă cu hainele astea. Bro, eu aveam alte haine. What? Ia, hai să-i dăm play. A, dacă am dat play, aparent mă dă cu hainele astea la alte. Super, super ciudat. Hai să dăm așa. Bun, ok, nu contează. Și aș vrea să îmi iau niște pantaloni scurți, cred. Băi, deci avatarul ăsta 100% o să fie interzis pe Brookhaven, frate. Ia să-mi iau niște pantaloni scurți. Poate ăștia roșii? Da, bă. Nice. Bine, mă, că nu se mai prea văd. Ok. Deci 100% avatarul acesta o să fie interzis pe Brookhaven. Sunt o felie de pâine și o să încerc să mă duc într-o casă. Hai să punem viteza 45. Mamă, hai să vedem. Chiar sunt curios cum vor reacționa locuitorii din Brookhaven. O să intru în casa asta eu, fată, aici. Stau aici lângă grătar, sunt o felie de pâine și stau lângă grătar, ok. Trebuie să intru pe altundeva, gen, să nu mă vadă chiar așa direct. Uite pe aici, bro. Căutăm pătuțul. Așa, și mă strecorpi aici prin casă.
Nu știu dacă m-a văzut, sper că nu. Oh, nu! Oh, nu! Sunt o felie de pâine! M-am pus aici pe ăsta de la bucătărie, bro. Mama mia, hai să scoatem pătuțul. Oh, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Sunt o felie de pâine, sunt în bucătărie. Nu mă știe fata asta. Nu mă știe fata asta. Sunt o felie de pâine. Bă, a trecut pe lângă mine. Și nici măcar nu a schițat nimic, gen. Cred că nu m-a văzut. Chiar crede că sunt o felie de pâine, bro. Mamă, băi, sincer, eram și în bucătărie, adică era cam ciudat să nu creadă că sunt o felie de pâine, nu? Ok, deci a trecut. Ia, morc aici. În cazul în care vine, stau așa. S-a dus pe acoperiș. Ia, hai să mă duc și eu să văd dacă e aici. Bă, a dispărut. A, s-a dus acolo în șopron. A închis pe cineva în șopron acolo, bro. What? Sunt o felie de pâine pe acoperiș, fată. Nu-i nimic ciudat aici, nu? Ok. Nu cred că trebuia să cad aici, sincer să fiu. Ce caut o felie de pâine afară? N-are treabă cu mine. Bă, aparent e destul de... de ok fata asta, adică... nu prea... cred că mi-a închis-o și aia. Cred că vrea să mă răpească, frate. Oh, nu! Cred că vrea să mă răpească, bro. Deci a închis ușa, ia. Să mă duc aici. Sunt o felie de pâine. Oare m-a văzut când am intrat pe geam? Bă, nici nu mă bagă în seamă. Zici că sunt o fantomă. Ia uite, vine și băiatul ăsta. Se uite și băiatul ăla la mine. Ok. Ia să mă apropii puțin mai mult de ea. Sunt o felie de pâine. Băiatul ăla pleacă, cred. Cred că a reușit să evadeze. Sau vine la ușă? Ba, nu vine aici la ușă, dar... a, ușa e deschisă. Băi, deci fata asta nu și-a dat seama... că m-am ascuns în avatarul ăsta de pâine, gen. Ok, bro. Cred că acum e AFK. Bun, hai să mergem să mai căutăm o altă casă. Aparent aici am scăpat. Deci, momentan, nu-mi dau seama dacă... avatarul acesta ar trebui interzis pe Roblox Brookhaven. Hai să vedem, să mergem dincoace. Fata asta și-a tras jaluzelele, gen. Ok. Trebuie să intru pe fereastră. Mai era cineva la ușă, dar eu o să intru pe fereastră, bro. Pe aici, bine, dacă o să reușesc, gen, să pun pătuțul ăsta, cred că am reușit. Ia. Sunt o felie de pâine. Cred că ar trebui să mă duc mai în bucătărie, nu? Mă pun aici pe masă. Sunt o felie de pâine. Babă, câte persoane sunt acolo. Ok, și-au luat pijamalele. Nu știu dacă m-au văzut. Ia să mă duc mai aproape. Sunt o felie de pâine. Nu cred că și-au dat seama. Bă, cred că am scăpat. Ia uite-mă aici, bro. Mamă, cred că am scăpat. Băi, deci costumul ăsta oare mă ajută să nu fiu banat? Ia vezi. Opa, a mai intrat o fată. A mai intrat o fată pe geam pe acolo, bro. Ia să vedem. M-au banat. Și-au dat seama. Și-au dat seama, bă. Mamă, deci costumul ăsta trebuie interzis pe Brookhaven. Mamă, deci nu poți să scapi dacă ești o felie de pâine. M-aș mai duce să mai încerc și la casa aia de acolo. Mai e o casă în partea aia. Hai să punem așa viteză 45 și să mergem direct la casa aia de acolo de sus. Mamă, am crezut că o să scap, frate. Avem și submarin aici. Dar e închis submarinul. Ok. Și aici și-a lăsat ușa deschisă persoana asta. Ok. Hai să intrăm. Să vedem dacă e cineva acasă. Luminile sunt stinse. Poate doarme persoana asta. Hai să vedem. Aici nu pare să fie nimeni. Mamă, am nevoie și de o lanternă. Ia. Așa, mă, să vedem și noi ceva. Aici nu-i nimeni. Nici aici nu-i nimeni. Ok, nici la baie. Hai să ne uităm și aici în dulap. Oh, în dulap avem seiful. Hai să luăm și noi niște băneți. Dacă tot am venit până aici. Ia stai să vedem unde este bomba. Am trecut peste ea, nu? Uite aici, nice.
Punem aici bomba și felia de pâine fură banii. Ok, gata, am luat banii, sunt aici la mine în mână, uite cum sar Dolorei. Și hai să punem acum lanterna. Da, mă, nu pare să fie acasă persoana asta, ok. Deci înseamnă că nu mă poate bana, pentru că nu e acasă, nu? Poate e afară? Hai să ne uităm și în curte, nu e nici în curte. Da, deci și-a lăsat ușa deschisă din greșeală, dar mai avem o casă nouă acolo. Ia stai, ia stai, hopa. Ia, și-a deschis acum garajul. Hai să scot lanterna. Sper să nu mă vadă. Bun, am reușit să mă duc prin spate. Și hai să punem ăsta aici. Hop, țop. Mamă, trebuie să stau neapărat în bucătărie aici, în zona de bucătărie. Sunt o felie de pâine. A plecat de acasă? Era aici, parcă în garaj, nu? A, și-a lăsat garajul deschis, ok. Ok, și-a lăsat garajul deschis și a plecat, bro? Serios? Bă, are safe, are safe, ia. Hai să spargem și safe-ul ăsta. Cheese bang! Mai luăm niște dolorei de aici. Gata, am golit și safe-ul ăsta. De lanternă, de fapt, n-am nevoie. Că e destul de luminos aici și pot să mă pun pe canapia. Ia, vezi. Pot să dau drumul la televizor? Na, nu merge că n-am roommate. Bă, și-a scos casa! Și-a scos casa doar pentru că am intrat în acea casă, gen? What? Ia, asta e casa lui băiatul ăsta? Hai să vedem. Bă, nu cred. Sau, poate e casa lui ea. Sunt o felie de pâine. Băiatul ăsta pare a fi polițist sau ceva. Ok, o felie de pâine cu lanternă. E și nervos. Nu știu dacă e casa lui, poate nu e casa lui. Oare zice ceva? Cred că vrea să-mi scrie ceva. A, și l-are pe mânuță pe umăr. Ok, super, super ciudat. Da, nu cred că e casa lui, pentru că arată altfel băiatul din poză de acolo. Dar oricum deja am fost banat într-o casă. Deci efectiv am intrat în casa aceea și zbang m-au banat. Hai să vedem dacă a mai apărut vreo casă pe aici. Vreau să mai încerc încă o dată să fie gen o persoană acasă și să intru acolo să vedem dacă mă va bana sau nu. Oricum până acum pare că trebuie interzis gen skin-ul ăsta, adică avatarul ăsta. Sunt persoanele astea aici. O să încerc să mă strecor în casă. Ok, e aceeași casă? Cred că da. M-am pus iar aici. Bă, da mă, sunt aceleași persoane. Sunt o felie de pâine, gen. Iar m-au banat. Bă, e clar. Deci 100% avatarul acesta trebuie interzis pe Roblox Brookhaven. Ați văzut și voi ce se întâmplă dacă te duci ca și o felie de pâine în casele locuitorilor din Brookhaven. Scopul meu este să fiu banat pentru totdeauna din Brookhaven, să nu mai pot să mai intru niciodată pe minigame-ul acesta. Hai să vedem dacă o să reușesc nebunia aceasta. În primul rând o să văd dacă enervez pe cineva, o să fiu banat. Ia uite-te la ăsta, e speakerman cam. Cameraman, hai că speakerman este, bă, ăsta, Skibidi cameramanul, ia să vedem, Skibidi, ești un urât, e cel mai urât, frate, ia uite-te să vedem, ia, ce-mi zice, mă banează cumva, poate ăsta e adminul, pentru că are așa față de admin, nu, adică are față de cameraman și poate mă banează, că, bă, nu mă banezi. Ia să vedem ce zice. Îmi răspunde? Nu zice nimica? Pe bune, frate, banează-mă odată dacă tot ești Skibidi cameramano și te poți uita pe toate camerele din Brookhaven. Asta înseamnă că ești admin. Nu, bă, a scos luneta la mine, vrea să mă împuște. Stai, 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 bă, ăsta mă banează cu pușca. Cameramanul turbatul. O să-l enervez, o să mă duc după el. Îi scriu așa, I'm here, sunt aici, și scriu bau, bau,
fraiere. Ok. Poate dacă folosesc cuvinte de astea mai și ia un pic, poate mă banează sau ceva. Mamă, cred că e nervos rău de tot. Bă, și-a mai chemat un prieten de la SWAT. Ia să-i scriu așa: n-ai tupeu să mă banezi. N-ai tupeu să mă banezi. Hai că am scris și eu, gata. Ia, răspunde. Nu răspunde. Bă, și ăsta e tot Skibidi, e prietenul lui. Ia să vedem, să scriu așa: sunteți prieteni. Hai că am scris și eu prieteni. Semnul întrebării: că sunteți urâți amândoi, nu de alta. Ok, frate. Băi, deci dacă enervezi persoanele din Brokehaven, aparent nu vei fi banat pentru totdeauna pe acest minigame. Ok, deci am scăpat. Hai să testăm o altă teorie. Mai există o teorie care îmi spune că dacă o să fiu banat în 3 case consecutive, da, adică dacă mă duc în 3 case din Brokehaven și voi fi banat acolo, nu o să mai pot să intru pe acest minigame, o să fiu pur și simplu dat afară de pe joc și papa Brokehaven pentru mine. Hai să caut niște case, să vedem dacă o să pot să fiu banat. Ia, e cineva aici acasă? Da, e o fată. O să-mi iau pătuțul, pentru că dacă o să vadă că intru în casa ei... Ia, și-a tras jaluzelele, bro, hai că scap tu cu jaluzelele trase... Ia, am intrat în casă și asta înseamnă că o să fiu banat. Ia uite, și tu dansezi în timp ce am fost banat. Ok, deci am fost deja banat într-o casă. Mai am încă 2 case în care trebuie să fiu banat. Deci aici am fost banat. Hai să vedem în casa asta la altă. E cineva acasă? Da, am văzut o persoană. Deja m-am gliciuit. Bă, m-a banat, deci n-am apucat să mai dansez. Doamne, deci deja am fost banat în 2 case, pe bune. E insane ce se întâmplă. Și mai trebuie să mai fiu banat încă într-o casă. Poate în asta e cineva aici. Da. Sunt niște persoane, le-am văzut. Nu mă pot strecura așa, dar dacă mă duc pe aici, ia, sunt 2 fete. Mă duc aici pe asta de la bucătărie și dansez. Ia vezi aici, bă, deja m-au banat, doamne. Deci am fost banat așa una după alta, super, super rapid. Și hai să vedem acum dacă voi fi banat pe acest minigame pentru totdeauna, pentru că sunt super, super curios. Se va întâmpla ceva cu mine? Gata, s-a zis cu hudinașul, nu o să mai pot să mai intru niciodată. Ia, mamă, deci le-am dat troll pe episodul ăsta. Oh my god, tuturor din Brokehaven. Ia, se întâmplă ceva? Din păcate nu cred că voi fi dat afară. Dar mai am o singură șansă, știi ce? O să folosesc ultima armă secretă. Și anume, o să-mi fac avatarul care se spune că este interzis pe Brokehaven. Și pentru asta o să mă duc aici la avatar și hai să vedem dacă reușesc să îl fac. De ce am nevoie? Ia, stai să vedem. Deci aici sunt doar caracterele. Bun, mergem aici. Căpățâna o să-mi o las pe asta, dar o să mă duc și o să-mi pun borta asta mare. Deci îmi pun dita mai borta, frate. Uite-te și tu la mine. După care o să mă duc aici și o să-mi pun brațul ăsta. O să-mi pun și brațul ăsta la altul. Mamă, ce brațe am. Ok, picioroangele. Ia să vedem. Deci am nevoie de piciorongul ăsta și de piciorongul ăsta la alt. Mamă, cum arăt deja. Căpățâna mi-a rămas cum trebuia să-mi rămână. Acum,
Ia stai așa să vedem. De ce mai avem nevoie? O să mă duc aici și ce o să-mi iau? Ia stai să vedem. O să-mi iau costumul ăsta de maimuță. Da? După aceea o să mă duc și mai jos. Ia să vedem. O să-mi iau pantaloni ăștia să devin și mai uriaș, bro. Oare dacă îmi pun și... Ia stai așa să vedem asta. Mă face mai mare? Da, m-a făcut și mai mare. Bun, mi-am luat și o bluză de asta. Mai aveam ceva aici. Păpucei, da. Ia, îmi pun păpucul ăsta. Nice. Și păpucul ăsta la alt. Bă, ce mi-au crescut și picioroangele. După care... Ia stai așa să vedem. Ce mai avem? Cred că doar astea, nu? Dacă dau la accesorii... Aici am capul de maimuță. Ia, îmi pun și capul ăsta de maimuță, să fiu mai ciudat. Alt cap mai am? Mai mare așa? Nu cred, da? Nu. Ăsta e cel mai dubios cap pe care l-am. La gât nu-mi pun nimic. Aș putea să-mi pun și toporul ăsta în mână, ca să fiu creepy rău, rău de tot. Să fiu banat 100%. Și cam atâta, nu? Aș putea acum să mă mai duc la caracter. Nu aici, la body, bun. Și să mă duc aici și să mă fac mai uriaș. Să fiu Dita mai gorila. Și acum o să mă duc să intru pe Brookhaven. Ia, dacă dau pe home, pot să dau acum direct să intru pe Brookhaven. Și avatarul acesta ar trebui să fie banat pe Brookhaven. Dacă mă joc mai mult așa, se spune că voi fi banat pentru totdeauna și nu voi mai putea să mai intru pe acest joc. Ia, dacă îmi dau reset-ul... Bă, ce dita mai gorila sunt! Uhuu, doamne, ce mare sunt că pot să iau microbuzul ăsta! Bă, stai! Ce? Am fost banat, bro? Ce, că ai fost dat afară de pe această experiență? Avatarul... Nu îndeplinește cerințele corespunzătoare? Cod de eroare 267? Deci am fost banat? Băi, deci avatarul ăsta chiar este interzis în Brookhaven și nu te poți juca cu el. O să încerc să intru în casele locuitorilor din Brookhaven cu acel avatar și o să văd cum reacționează. Dacă mă banează, e clar, acel avatar este interzis. Și hai să mergem pe shop să cumpărăm un avatar super, super ciudat. Deci o să dăm aici, după care mergem frumos la shop și aici haideți să vedem, frate. Deci trebuie să mergem la accesorii, desigur. Și aici la accesorii trebuie să căutăm costumele. Scriem aici sus costume și hai să-i dăm enter, zbang, și acum ar trebui să ne găsească costumele. Ok, unde mi-s costumele, bro? Cred că trebuie să mai scriu o dată, nu? Hai să vedem, frate. Scriem așa frumoșel. Bă, de ce nu scrie? Ok, ok, a treia oară e cu noroc, gata, și avem aici o grămadă de costume. Și hai să vedem un costum super, super ciudat, bro. Deci vreau ceva, ia uite, costumul ăsta de cutie. What? Bro, să-mi iau costumul ăsta de cutie? Ăsta cred că și există în Brookhaven, nu? Dacă nu mă înșel, nu știu dacă există în felul ăla. Hai să ne mai uităm puțin, mamă, și mai multe cutii. Ia uite cutia asta, bro. Cutia asta. Mamă, deci cutia asta o să-mi iau. 150 de Robux costă. Mamă, rip Robux-ii mei. Serios? Hai să vedem costumul ăsta pentru că sunt super curios ce o să se întâmple. Bă, îmi iau cutia asta, mi-o pun direct pe mine. Ok. După care o să mă duc așa la Brookhaven. Și hai să intrăm pe Brookhaven să vedem. Uite aici jocul, dăm play. După care ar trebui să intre în cel mai scurt timp. Mamă, cum arată cutia asta, serios, bro. Deci cred că avatarul ăsta o să fie interzis. Adică
Cred că o să mă dea foarte rapid din casă dacă o să mă vadă cineva cu costumul ăsta. Deci o să mă dea afară instant. Bun, hai să luăm o bicicletă. Ia uite-te și tu cum arată bicicleta cu costumul ăsta. Punem viteza 45 și mergem către o casă. Deci cu siguranță o să mă dea afară persoana care o să mă vadă cu costumul ăsta, mai ales și așa pe bicicletă. Însă am nevoie și de o casă unde locuiește cineva. Hai să vedem, mă banează sau nu mă banează? Asta este întrebarea secolului. O să fiu banat sau nu o să fiu banat? Aici sper să fie case. Dacă nu, o să intru pe un alt server fără nicio problemă. Ia uite aici casele. Bun. Ai o singură casă. Ok. E cineva aici? Bă, casa asta e închisă. Hopa. Ia, deschide ușa? Dacă deschide ușa, o să intru în casă. Ok, deci nu-mi deschide ușa, ceea ce înseamnă că am nevoie de pătuți, bro. Și cu pătuți o să intru în casă. Opa, mamă, sunt o cutie, sunt o cutie, mă duc și mă ascund aici după calculatoare. Uite aici. M-am pus aici lângă doza asta de cola. Oare o să mă vadă? Momentan nu vine, ok. Bă, deci nu-mi vine să cred, erau acolo sus. O să încerc să mă duc sus, să-i și spionez, bro. Mă duc așa și mă opresc aici pe scări. Sunt o cutie. Nu știe nimeni, hopa, hopa, hopa. Sunt o cutie, frate. Nu mă știe nimeni. Sunt curios dacă mă va bana persoana care are casa asta. Bă, a venit cu pușcociul la mine. Oare a lui e casa? Nu știu a cui e casa. Ok, și l-avem și pe băiatul ăsta, Slenderman sau ce-o fi. Eu stau aici, mă prefac că nu sunt un om. Eu sunt doar o cutie și uite-l și pe față de cal. Mamă, băi, cred că nu mă va bana persoana care deține casa asta. Și sunt aici o grămadă de personaje ciudate, o să mă duc și jos. Ia, mă duc aici jos. E casa lui față de cal, bro. Ia, stau aici. Sunt cutia care spionează. Și l-a închis pe băiatul ăsta înăuntru. Da, mă, deci e casa lui față de cal. Poate de asta nu îi se pare ciudat. Adică și el, până la urma urmei, este un cal, nu? Poate de asta nu îi se pare ciudat, ok. Poate ar trebui totuși să mă duc să caut o altă casă, pentru că personajul ăsta e super, super ciudat. Și s-a blocat cumva acolo sus. Da, băi, uite, are și poza aici. Ok, deci e casa lui față de cal. Față de cal aparent e destul de prietenos. Deci trebuie să-mi iau ăsta. Viteza e pusă 45, oare? Nu știu dacă era selectată, dar cred că era, nu, de la bicicletă. Și hai să vedem și în partea asta altă. Dacă totuși o să găsim niște persoane mai normale. Pentru că avem nevoie de persoane mai normale, bro. Adică nu te poți lua după față de cal, nu? Ați văzut și voi ce costum ciudat avea. Uite ce e o fată. Ia. O să intru în casa ei. Și gata, mă prefac acum că sunt o cutie. Mă duc să o spionez. Hopa. M-am oprit aici. Hopa, hopa, hopa. Sunt o cutie, sunt o cutie. E chiar în față. Mă duc în camera ei. S-a pus în pat. Bro, sunt o cutie. Ia uite, fetele stau în pat. Deci sunt două fete aici. O să încerc să mă apropii mai mult. Ok. Ok, sunt chiar lângă ele. M-am oprit momentan. Și văd că nu reacționează. Bro, oare nu-și dau seama că sunt aici, gen? Poate cred pur și simplu că sunt o cutie. What? O să mă dau puțin mai aproape. Mamă, deci le spionez ca și cutie și fata asta pare ca și cum ar fi Foxy, bro. Deci are frăza lui Foxy. Ok. Cum ar fi să mă urc pe pat? Ia, gata că ele dorm. Mă urc pe pat. Oare nu e ciudat că eu cutie pe pat? Bă, m-au banat! Mamă!
Poate dormeau și nu m-au văzut de la început. Băi, deci m-au banat până la urmă, frate. Oh my god. Asta înseamnă că ar trebui să fie interzis avatarul ăsta în Brookhaven. Ați văzut și voi ce s-a întâmplat? Mamă, băi, deci nu pot să cred. Până la urmă am fost pur și simplu banat. Chiar a fost super, super distractiv. Chiar mi-a plăcut. Uite-l, bă, pe Messi, stai, l-am văzut pe Messi și a dispărut. Uite-l aici, Leo Messi are și tricou acolo, și maker de fotbalist. Oare mai sunt și alte case? A venit și zăpada. Mamă, nu mai văd nimic, ajutor! Deci acolo am fost banat, aparent. Ok, și este singura casă pe care mai putea găsi-o aici pe deal. Hopa, hopa, stai puțin, avem submarinul. Cineva și-a luat casa submarin. Nu pot să intru? Bă, nu mă pot gliciui? Ia, pe aici poate? Cu pătuțul? Nu merge, a, nu merge pus pătuțul, bro? Bă, nu te poți gliciui deloc în casa submarin? What? Nu merge să pui pătuțul. Ok, deci a închis-o, frate. Poate pe aici, pe sus? Na, nu merge. Efectiv, nu te poți griciui, dar își ia o fată acum acasă aici peste drum. Așadar, eu sunt o cutie și stau în spatele ei. Nu cred că o să mă vadă. Ia, hai mă, cât durează să-și aleagă casa, frate? O, ce viloacă vrea să-și cumpere? Cred că și-a o viloacă, frate, de se gândește atâta. O să mă duc puțin mai aproape de ea. Bun, acum și-a cumpărat casa. Nice. O las să intre. Eu mă duc aici, mă opresc. Pentru că sunt o cutie. Opa. Sper că nu m-a văzut. O să intru în casă. Mă pun aici în colț. Sunt o cutie în colț, bro. Sigur nu-și dă seama. Sigur nu-și dă seama. Sunt o cutie. Adică... nu pare nimic ciudat aici, nu? Sunt pur și simplu o cutie. Nu sunt un om. Nu mă vezi. Sunt ascuns, gen. Ok, nu zice nimica. Sper să nu mă baneze. A scris ceva. A scris ceva acolo. Cred că vrea să mă baneze. Sper că nu. Nu mă vezi, fată. Nu sunt aici. E doar o cutie. Pur și simplu. Ce vrea să zică? Ci că ia-ți cutia și ieși afară din casa mea. Hei, eu sunt o cutie, da? Mă mut din coace. Eu sunt o cutie, nu sunt un om, da? Pur și simplu sunt o cutie umblătoare. Știi și tu cum sunt cutiile. Niciodată nu le găsești când ai nevoie de ele. Momentul ăla în care ai o cutie, ți-ai pus chestii în cutie și nu-ți mai găsești cutia. Vorbesc cu tine, spune, poate m-a banat din nou, bro. Din nou am fost banat, nu-mi vine să cred. Oh, no. Băi, e grea viața de cutie în Brookhaven. Mă bag aici la secția de poliție că ninge prea tare. Eu cred că anumite avatare ar trebui pur și simplu interzise pe Brookhaven, bro. Adică dacă intri cu avatarele alea aici, să-ți dea kick sau ceva de genul ăsta și să-ți spună schimbă-ți avatarul. Și ca să vedem aceste avatare, o să trebuiască să ieșim puțin del din Brookhaven și trebuie să mergem la shop, da? Așteptăm să se încarce, după care dăm aici așa, zbang, și mergem la shop. Selectăm aici accesorii și căutăm costumele, da? Mergem să căutăm costumele și dacă ne uităm aici, frate, există o grămadă de avatare ciudate. Însă, fiți atenți aici, există avatar de cărămidă. Asta zici că e o bucată de Lego cărămidă, bro. Și costă costumul acesta, avatarul acesta, 100 de Robux. O să-l cumpăr. Deci neapărat o să-l cumpăr, o să-l pun direct pe mine și o să intru acum în Brookhaven. Nu vi se pare puțin cam ciudat? Adică să intre cineva pe Brookhaven cu costumul ăsta, cu avatarul ăsta? Bro, arată prea, prea ciudat. Uite-te și tu cum arăt.
What? Și dacă o să mă fac cu totul roșu, o să fiu o bucată de cărămidă. O să încerc și asta oricum. Hai să-mi dau reset-ul. Băgăm așa reset-ul. Bam, și am costumul pe mine. Cred că oamenii se vor speria. Hai să vedem cum reacționează locuitorii din Brookhaven. Însă, întâi trebuie să mai fac anumite lucruri. Trebuie să mă duc parcă aici, nu? Da. Să-mi scot căciula, să-mi scot părul. Va trebui să îmi pun culoarea roșie la piele și ar trebui să-mi iau niște haine roșii sau ceva. Ia să vedem, poate la costume găsim ceva interesant. Aș putea să-mi iau ăsta sau aș putea să-mi iau niște pantaloni scurți sau uite costumul ăsta de baie de fete, că oricum nu se vede. Ok, și acum mi se mai vede doar fața acolo, însă sunt cu totul roșu, bro. Vreau să mă duc acum la o casă să văd dacă o să mă baneze persoana din casă. Deci e clar, dacă o să mă baneze, trebuie interzis 100% costumul ăsta. Însă aici nu e nicio casă, trebuie să mă duc pe partea cealaltă. Băi, vreau să-mi scrieți și voi acolo în comentarii o părere despre avatarul ăsta nebun, însă... Nu știu, deci mie mi se pare ciudat să-ți vină cineva acasă, gen la tine, să ai și tu o casă aici pe Brookhaven și să vină cineva să îți sune la sonerie cu avatarul ăsta. Ia vezi. Ok, am intrat în casă. Fata asta văd că a închis ușa. A, nu a pus lacătul, dar s-a închis ușa după ce am intrat eu. Și mă pun puțin aici pe canapia. Gândește-te în felul următor. Te duci și tu prin Brookhaven, nu știu, te plimbi cu prietenii tăi și vii acasă și găsești bucata asta, bro, de cărămidă pe canapia ta. Nu știu, cred că e puțin cam ciudat. Fata asta cred că e AFK. Ce aș putea să fac eu? Aș putea să mă duc să... A, și-a scos casa. Oh my god, am vrut să mă duc să o jefuiesc. Hai să mergem la casa asta la altă, că aici par să fie mai multe persoane. E oare deschisă ușa? Oh, nu e deschisă ușa. Bro! Sunt românii cei care sunt aici. Și că te adopt eu. Aș fi vrut să... Hai să mă duc așa lângă ei. Hai să vedem dacă o să mă... Nu știu, dacă o să-mi zică gen te voi bana sau ceva de genul ăsta. Mă duc așa pe lângă ei. Ok. Momentan nu par că m-ar bana. Ia uite! Alexandra nebuna, bro. Ok, deci... Fata care are casa asta este româncă. Aș vrea să văd ce se întâmplă dacă o să intru la ea în casă. O să mă duc așa. Și o să intru... Pe unde să intru? Hai să intru prin spatele ei. Pe aici, gen. Ok. Cred că o să fie destul de ciudat. Ia. M-a banat instant! Bro, ia uite, mă adopți? Mamă, frate, deci m-au banat instant! Ok. Cu siguranță avatarul acesta trebuie interzis pe Brookhaven pentru că uite-te și tu ce se întâmplă. Dacă te duci îmbrăcat ca o bucată de cărămidă, te banează imediat, bro. Și erau și românii cei care m-au banat. Ok, hai să mai vedem încă un avatar. Deci cu avatarul ăsta, din păcate, nu am reușit să supraviețuiesc, ca să spun așa. Dar hai să mergem să mai căutăm unul. Să căutăm ceva interesant care ar trebui interzis. Sunt aici o grămadă de avatare cu mâncare, dar aș vrea ceva diferit, bro. Ia uite, te poți face frigider. What? Frigider? Serios? Am mai văzut eu unul interesant, dar nu știu dacă o să-l găsesc acum. O să mă mai uit pe aici. Să văd dacă-l găsesc. Bro, deci era un avatar. Mamă, trebuie să vi-l arăt. Încă-l caut, încă-l caut.
Nu-l văd, nu-l văd. Ia uite, poți să spui cap de televizor dacă vrei. Ok, sper să nu fi trecut de el. E posibil să fi trecut. Momentan nu-l văd. Unde e, bro, avatarul ăla nebun? Ok, și aici am ajuns deja la alte haine, alte nebunii. Probabil că era pe la început. Vreau să mă duc încă o dată mai sus și să mă mai uit o dată. Dar ar fi trebuit să fie pe la început, cred. Ia vezi, mamă, m-am dus jos rău, rău de tot. Hopa, l-am văzut, uite-l aici. Bro, deci te poți face șemineu. Uite-te și tu, de ce ai putea să te faci șemineu? What? Costă tot 100 de Robux. Deci rip 100 de Robux și o să dau să îl iau pe mine. Ce ar trebui să fac eu? Cred că ar trebui să-mi scot avatarul celălalt sau mi l-a scos automat. Cred că da, nu pare să-l mai am. Bun, deci asta înseamnă că ar trebui să intru direct în Brookhaven și ar trebui să meargă, nu? Hai să vedem. Da, frate, sunt un șemineu. De ce există asta? Nu înțeleg. What? Mamă, ai putea să folosești poate șemineul ăsta la hide and seek sau ceva de genul? Stai așa, bun. Și acum sunt un șemineu. Ce aș vrea eu să fac? Aș vrea să mă duc într-o casă. Poate să mă fac mai mic, ia să vedem ce se întâmplă dacă mă fac mai mic. A, se face și șemineul mai mic. Ok, nu vreau să mă fac mai mic atunci. Aș vrea să mă duc într-o casă și aș vrea să văd dacă voi fi banat. O să vă prefac pur și simplu că sunt un șemineu. Hai să punem viteza mai mare și să vedem dacă găsim ceva persoane acasă. E posibil că aici să fie cineva, da. Nice. Cred că ar trebui să intru pe aici prin garaj. O să mă dau jos de pe ăsta. Punem pătuțul. O să intru prin garaj și o să mă prefac că sunt șemineu, bro. Să ies pe ușa asta și mă prefac că sunt șemineu aici. Am fost banat instant! Bro! Niște m-a apucat să văd că lumea deci a coborât de pe scări și m-a banat imediat! What? Deci cu skin-ul ăsta am fost banat și mai repede. Serios? Deci 100% skin-ul acesta ar trebui interzis. Hai să vedem și la casa asta la altă. Poate găsim pe cineva acasă și aici. Ok, nu știu ce să zic. Mă dau jos de pe ăsta. O să încerc să intru în casă. Bun, gata, sunt un șemineu, nu m-a văzut. Mă ascund aici. Sunt un șemineu. Vrea să ia șemineu în brațe? Da. Cred că a vrut să mă baneze, bro. Sunt un șemineu. Am fost banat din nou. What? Băi, frate, deci absolut nicio șansă nu ai cu avatarul șemineu. Deci oriunde te duci vei fi banat. Am fost la două case și am fost banat la ambele. Hai să mai verificăm la încă una. Dacă mă mai banează încă o persoană, e clar. Deci e clar, absolut nici măcar o șansă nu ai. E posibil să fie cineva aici acasă? A, nici nu pot să intru, bro, aici. Da, 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 e cineva acolo, ok. Deci ar trebui să pot să intru cu pătuțul pe aici. Hai să vedem. Hop, hop. Și cred că ar trebui să fac o schemă aici. Oare pot? Da. Nice. Așa că m-a văzut persoana asta. Ok, mă prefac că sunt un șemineu. Oare m-a văzut? Posibil. Sunt un șemineu, frate. Nu, nu mă bana, sunt un șemineu. Oh, no. Am fost banat din nou, bro. Bă, nici măcar o șansă n-am. Serios,
Deci am fost banat în toate casele în care am intrat cu avatarul de șemineu. Dacă mă voi duce într-o casă și voi fi banat, înseamnă că nu vrea nimeni ca acel avatar să existe în Brookhaven și gata, sunt dat afară. Și hai să ne facem un avatar super, super interesant. O să ies de aici puțin, deci dau pe leave pentru că am nevoie de un costum, da? Mergem aici să ne căutăm un costum și o să caut, ia să vedem, un brad de Crăciun așa de început, da? Scriem aici Christmas, opa, așa, 3, bun, Christmas 3 și hai să vedem dacă găsim un brad de Crăciun interesant. Oare putem să filtrăm aici? Cred că da, nu? Băi, nu mă lasă să filtrez pe bune aici? A, uite aici, gata, putem să filtrăm și oare pot să aleg eu, de exemplu, să fie doar haine? Din câte observ aici, nu. Ok, asta este destul de ciudat. Dar hai să ne uităm dacă nu așa, să vedem ce găsim. Mamă, sunt atât de multe chestii. Cumva ar trebui să putem să filtrăm toată informația asta. Poate trebuie să dau cancel și să mă duc, de exemplu, la haine. Poate trebuie să caut așa, nu? Hai să mai încercăm încă o dată. Sau uite că avem aici la haine un brad de Crăciun, bro. What? Mă transformă într-un brad de Crăciun pentru 50 de Robux? Clar, vreau să cumpăr bradul acesta de Crăciun. Și hai să dăm acum să ne întoarcem înapoi pe Brookhaven, da? Pentru că trebuie să testez neapărat bradul acesta de Crăciun. Ia uite-te, chiar sunt un brad! Mamă! Prea amuzant, bro! Wow! Și dăm pe play, am apărut normal, însă dacă îmi dau reset, ia să vedem... Opa! Sunt un brad umblător! Ok, ia, mă duc aici să văd ce vor face persoanele astea. Vor să fugă de aici, bro! Ia, mă duc lângă. Ok, încă povestesc. Băiatul ăla cred că se uită cam ciudat, nu? Zice, cred că e un brad în spate. Cred că e în mintea lui. Ia să vedem. Mă duc mai aproape. Nu știu dacă mă vede fata asta. Ok, vor să facă roleplay și aparent băiatul acesta vrea să fie tatăl fetei, din ce am înțeles eu acolo. În fine, hai să ne teleportăm și să vedem dacă e cineva acasă, ia. Sunăm la sonerie, e cineva acasă? Alo! O fi casa ei oare? Nu cred. Uite, fetele astea gen, nu înțeleg ce se întâmplă, ia. Dacă mă duc în casa fetei, sunt noul brad de Crăciun, ia. Mă pun aici. Bă, m-a banat! M-a banat instant, bro! Am vrut eu să fiu un brad de Crăciun și uite-te și tu, am fost banat pur și simplu. Ia uite, fetele astea își cumpără o casă nouă, m-am plantat aici direct. Sunt fetele de lângă casa asta la altă. Hai să vedem dacă mă banează și fetele astea. Rip, bro. Ia, m-am pus aici, sunt un brad de Crăciun. Am adus cadouri. Oare pot să iau un cadou în mână? Ia stai să vedem. Un brad de Crăciun cu cadouri. Poate nu mă banează. Din păcate. Ce că ești afară, mi-a zis. Bro, m-a banat și fata asta, ci că ieși afară din casa mea. What? Sunt banat în două case care sunt una lângă alta. Hai să vedem dacă mai găsim o altă casă. Ok, dacă o să fiu banat și în casa asta la altă, rip, bro. Hai să sunăm la sonerie. Oare o fi acasă? Persoana de aici pare a fi tot o fată.
Deci dacă o să mă baneze și în casa asta, o să fiu banat pe toată strada. Pe o stradă întreagă. Cum ar fi? Dar nu e acasă tip asta. Ai, hello! Steaua sus răsare, caut ai de mare, steaua strălucește și lumii vestește și lumii vestește. Bă, dar nu vine nimeni aici pe un pune? Am colindat, asta cred că era colindă de Revelion, nu? Habar n-am, să-mi scrieți acolo în comentarii, nu cred că am greșit colinda. Ia, și dacă mergem în casa asta la altă, adică mă rog, la ușă să sunăm, să vedem, e cineva acasă? E fain că aici pot să văd în casă, dar nu pare să fie nimeni. Casa e goală. Deci casa asta e pur și simplu goală. Ia o altă casă, hopa, hopa. Eu sunt bradul de Crăciun. Ok, acolo încearcă să intre în casă, dar stai așa. O să mă duc aici să sun la ușă. Pentru că aici par să fie persoane acasă. E aceeași casă la care am fost înainte? Da. Băi, bro, aici sunt persoane acasă. Ia uite. Ah, sunt persoanele alea care erau acolo la spawn. Hai să vedem ce vor spune. Ia uite-le. Dar m-au văzut la spawn acolo, bro. Da, din păcate cred că trebuie să plec de aici pentru că sunt persoanele de la spawn și mi-au văzut deja costumația, deci am fost banat în două case până acum. Aș mai vrea să mă duc la o casă nouă, dar nu mai sunt case pe serverul ăsta. Fata asta tot încearcă să intre în casa băiatului. Hai să mă duc așa în spatele ei totuși. A, uite, e băiatul acasă. E sus acolo, la etaj, l-am văzut. Ok, fata încă încearcă să intre în casă. Am sunat la sonerie. Au fugit! S-a trezit cu bradul în spate și nu înțelege ce se întâmplă. Uite, bă, mi-a dat sacul. Hai să mai sunăm la sonerie. Băiatul ăsta e aici sus. Îl vedem acolo în stânga, dar poate e AFK. Ba nu, coboară, coboară, coboară. Ia mai sunăm la sonerie. Sunt curios ce o să facă când o să deschidă ușa. Unde s-o fi dus? A, nu, e în camera asta la alta acum. Ok, deci nu vine jos? Hai jos, băi frate, că-ți cânt o colindă, ia. Hai să vedem. Dom, dom, să dălțăm, dom, dom, să dălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, dom, să dălțăm. Să vânăm căprioare, dom, dom, să dălțăm. Să vânăm căprioare, dom, dom, să dălțăm. Dom, dom, să dălțăm, dom, dom, să dălțăm. Ia, vine sau nu vine? Căprioare, da, vâna, dom, dom, să dălțăm. Și am vânat un iepuraș. Ia, vine? Ai, frate, că am sunat la soneria asta de mă doare degetul. Uite-l, mă, cum stă acolo. Bă, deci nu vrea nici cum să coboare. Acum coboară. În sfârșit. Fuuu, l-am făcut să coboare, ia. Ok. S-a trezit cu bradul ăsta aici, ia. Mă duc după el. Oare ce fi zis când a văzut că se mută bradul după el? Dacă merge gen mai departe, o să mă duc după el. Bă, cred că se gândește oare de ce se mișcă bradul. M-a banat! Bă, frate, pe bune! Cum să mă banezi așa de repede? What? Băi, de ce ăștia mă banează imediat? Oare mai avem vreo casă nouă? A, aici, ok. Ia, mergem așa, frumușel. Și sunăm la sonerie. Este aici o fată micuță. Cred că acum aș face costumația, nu? Sunt eu, bradul de Crăciun, deschide cineva? Da, uite, își schimbă pantalonii. A venit fata asta la altă. Vrea să mă ia în brațe, ea. Bă, care bradul în brațe?
Oh my god. Mai sunăm aici la sonerie. Bă, dar nu mă bagă în seamă fata asta deloc. Alo, sunt aici. Vrei să-ți cânt o colindă? Ia, ce colindă mai știu? Oh my god, nu mai știu colinzi acum. Bă, să-mi zică cineva rapid o colindă. O, ce veste minunată, îmi deschizi ușa odată. Îmi deschizi ușa? Nu-mi deschide, bă, fata asta. Puu, dar mult durează până se îmbracă. Mai avem vreo altă casă? Ia, mai stau puțin aici. Poate cine știe. Își termină costumația și mă mai uit să văd dacă mai găsesc ceva case interesante. Unde sunt și persoanele acasă. Sunt cam banat în toate casele, frate. Ia, s-a trezit fata asta? Încă nu s-a trezit, încă sforă e. Aici, dar nu știu dacă e cineva acasă. A, nu, stai că asta e casa la care sunt eu. Mai era o casă asta. Slim Shady, dar nu știu dacă e cineva acasă aici, bro. Cel mai probabil nu e nimeni. A mai venit încă o fată aici, ia. Mă duc să urmăresc fata asta. Și m-am oprit în spatele ei. Oare ce să facă? Se uită la mine. E cu pisica la plimbare. Bă, ce interesant mi se pare cum reacționează oamenii. Încearcă să-și pună un pătuț. Eu vreau să intre înăuntru. Eu am intrat înăuntru. Fata asta, acum a intrat ea. Mamă, gata, am plecat la furat banii. Sunt un brad de Crăciun. Și mă duc să sparg safe-ul. Stai așa să iau bombița. Cred că am trecut de ea, nu? Uite aici, da. Punem aici bomba și zbang! Iar acum putem să luăm banii, gata. Persoana asta o să rămână falită de Crăciun, bro. Ia uite cum sară banii din pomul de Crăciun. Uhu! Mamă, ce tare e efectul! Chiar nu m-am gândit la asta. Oare o să vină persoana acasă? Dacă o să vină persoana acasă, eu o să stau aici. Ca și cum sunt un brad de Crăciun. Dar cel mai probabil nu cred că o să vină, nu? A fugit, gata. A plecat și fata asta și-a dat seama că nu mai are de unde să ia bani. Și a zis, gata, frate, plec, că e gol safe-ul. S-a adus. Se mai uită la mine. Se uită la mine și își pune pătuțul să fugă. Dar băiatul ăsta văd că nu vine acasă. Chiar dacă are safe-ul gol, nu vine acasă. Ia, stai așa să vedem. Dacă... Opa, stai așa. Avem aici o nouă persoană. Ia. Ce încearcă să facă? Bă, mă duc repede în casa ei. Ok. Mă pun aici. Vine după mine. Nu știu dacă își dă seama că sunt o persoană genială. Își face o poză cu bradul, ok. Sau ce a încercat acolo să facă? Bă, cred că se gândește oare cum se mișcă bradul. Mai stau puțin pe loc. Și după aceea o să o urmăresc. Ia. S-a întors la mine. Își pune iară casă. O să intru iară în casa ei. Am nevoie de o casă. Sunt un brad al străzii, gen. Își pune casa sau ce face oare? Cred că se chinuie acum să-și aleagă casa. Hai să ne mai uităm să vedem la alte case. Hopa, și-a pus casa? Nu și-a pus-o încă. Mai stau puțin aici. A, vrea să plec, gen. Cred că vrea să plec de aici. Se preface că pleacă. M-am urcat în mașina ei, bro. Vrea să fac accident. Nu! Vrea să scape de mine.
Deci efectiv am vrut să fac accident ca să cad din mașină. What? Și acum nu mai poate să iasă de aici pentru că desigur m-a adus în curtea altcuiva. Bă, prea prea tare. Deci mi se pare un costum super super șmecher. Hai să ieșim puțin. O să dau live și o să mă duc aici să văd dacă mai găsesc un alt costum. Interesant. Avem aici un costum de Moș Crăciun care ține în brațe un spiriduș. Arată destul de tare. Ia uite, un costum de Spider-Man. Încă un costum de Moș Crăciun. Sunt destul de jumechere costumele astea. Dar stai să vedem dacă găsim ceva și mai interesant. Vreau un costum așa mai diferit, însă trebuie neapărat să fie de Crăciun. Deci foarte, foarte multe costume de Moș Crăciun. Ăla cu cadou mi s-a părut cel mai tare. Cred că o să-l încerc pe ăla. Pentru că pare cel mai șmecher. Probabil că arată ca și cum aș ieși eu din cadou, nu? Însă, stai, trebuie să-mi scot ăsta de la costume de aici. Așa. Outwear, bun. Și scoatem ăsta momentan. După care ne întoarcem aici la marketplace și hai să testăm ăsta. Da, pare ca și cum moșul ăsta mă ține în brațe. Ia să vedem cum e ăsta la alt. Și ăsta e la fel. Ok. Bă, sunt super, super amuzante costumele. Oare mai există și altele? Ia, cum e ăsta? Tot cum arată. Pe bune. Ia uite aici dacă vreau să fiu gras. Mamă, gata, bă. Am mâncat toate dulciurile de Crăciun. Aș mai vrea încă un costum așa interesant. Poate ia costumul ăsta de cadou, cum e? A, nu, e un cadou în mână. Și a costum de Moș Crăciun. Bine, de Moș Crăciun n-am costum. Dar ăsta, sincer, e destul de amuzant. Am costum deja de Moș Crăciun. Aș vrea să iau altul. Ia, stai așa. Cred că o să iau ori ăsta, ori ăsta. Ăsta mi se pare mai amuzant într-un fel decât ăsta. Și ăsta e interesant, sincer, dar ăsta mi se pare mai amuzant. Hai să-mi iau costumul ăsta. Ăsta cum e ea? Bă, sau ăsta? Mamă, ăsta le-au, bro. Ce costumul ăsta, frate? Oh my god. Sincer, ăsta nu e neapărat de Crăciun, însă e verde așa și se potrivește cu Crăciunul. Ok, bro. Deci dacă nu o să fiu banat cu costumul ăsta, o să fie insane. Atâta vă spun. Deci o să fie efectiv insane dacă nu o să fiu banat cu costumul ăsta. Uite și tu cum arăt. Ce e chestia asta, bro? Oh my god. Ia. Trebuie să-mi dau reset-ul. Asta sunt, bro. Trebuie să-mi scot și părul. Opa. Ca să nu se mai vadă acolo sus. Gata. Asta sunt eu. Noul skin al hudinașului. Ce e chestia asta, bro? Ia uite, fata asta mă urmărește. Oh my god. Hai să vedem cum reacționează gen persoanele din Brookhaven care își iau o casă. Ia, sunăm la ușă. Vine băiatul ăsta, îmi deschide ușa. Deschide-mi ușa. Deschide ușa, vecine. Deschide ușa, vecine. Nu vrea să-mi deschidă ușa. Bă, dar nu vrea nici cum să-mi deschidă ușa. Ia, stai. Mă prefac că plec și intru pe partea asta la altă. Cum s-au uitat persoanele astea. Ok. Și intrăm pe aici. Dar trebuie să pun pătuțul ăsta. Bun. Cred că e ok. Da. Și ia. Se vor trezi cu mine. În casă. Te trezești că-ți vine din garaj chestia asta, bro. Uite-te și tu. Doamne, deci am intrat în casa oamenilor. Ia uite-te și tu, bro. Nu știu dacă mă pot vedea înăuntru, dar nu cred.
Bă, deci cum arăt? Ia, mă duc la etaj. Mă pun aici să sforăie în pat. Nu-mi place patul ăsta că e prea mic. Vreau un pat mai mare, frate. Ia. M-am pus în pat aici. Mă pun și ea să sforăie un pic. Deci te știu cum arăt. Mi-a stins lumina. Ok, eu sunt noul pet al persoanelor de aici. Ia uite-te și tu, bro. Bă, deci are o față foarte, foarte amuzantă. Momentan nici măcar nu am fost banat. Ceea ce înseamnă că le place, nu? Gata, m-a banat! Oh my god! O fi zis, bă, frate, dar ce faci? Chiar așa te-ai pus în patul meu? Ia uite aici două fete. Mă bag și eu așa în conversația lor. Vor să fugă de aici, cred că. Ok, s-au urcat în mașină și au fugit. Ia, mă duc așa și le urmăresc. Le alerg. Prea tare. Deci mi se pare foarte, foarte amuzant. Ia stai așa să ne teleportăm la o altă casă. Uite, băiatul ăsta își cumpără o casă și după ce și-a cumpărat casa, o să intru direct ea. Până să închidă ușa. Te trezești cu asta în casă, bro, ia. O să-mi zică ceva? Mă prefac o să-l mănânc. Uite că fuge. E frică de mine. Cred că l-am cam speriat. Mă duc mai aproape de el puțin. Mi-a scris ceva. În rusă cred că mi-a scris. Habar n-am, sincer să fiu. Îl mușc. Bă, se sperie de mine. Oare dacă dansez? Ia să vedem cum arată dacă dansez. Ok, dansul ăsta e cam ciudat. Ia. Uite-te și tu, mă. Cum face animalul ăsta? Bă, deci e prea, prea tare. Hai să mai caut o casă nouă. Poate aici? Așa, și ia să sunăm la sonerie. Lasă așa să danseze. Așa că pot să... Ba, pot. Credeam că nu pot să sun. Ia. Hoba! A venit fata asta? Mamă, e frică. Bă, s-a teleportat! A, sunt aceleași fete care au fugit de mine cu mașina. Bă, și am fost banat. Nu pot să cred. Oh my god, bă, prea, prea tare. Deci chiar mi se pare super, super amuzant costumul ăsta, gen. Nu știu dacă este un personaj sau ceva, să-mi scrieți voi acolo în comentarii. O să cumpăr un avatar foarte, foarte ciudat. După care o să reintru pe Brookhaven și o să mă duc în casele locuitorilor din Brookhaven, frate. Iar dacă aceștia mă vor bana, înseamnă că e clar, avatarul este 100% interzis. Și hai să dăm live să mergem să căutăm niște avatare șmechere rău de tot, însă foarte, foarte ciudate, da? O să dau aici, o să mă duc la shop și desigur acum o să dau aici să caut costume. Ia să vedem, după care apăs pe Enter și hai să vedem cel mai ciudat avatar pe care aș putea să mi-l cumpăr. Vreau să fie ceva foarte interesant, cum ar fi coșul ăsta de gunoi, bro. Mamă, cred că avatarul acesta ar fi interzis 100%. Hai să-l testăm, nu o să mai stau pe gânduri. Băi, deci mi-a venit așa instant, frate, avatarul ăsta, serios? What? 150 de Robux, gata, o să dau să-l cumpăr, o să-l am direct pe mine. Și hai să înceapă nebunia aia mare. Cred că o să mă baneze direct, bro. Hai să intrăm cu avatarul acesta să vedem dacă o să fie interzis pe Brookhaven. Însă eu zic că 100% va fi interzis fără nicio problemă, pentru că uite-te și tu cum arată. Și ca să pară că o să merg cu coșul acesta de gunoi, adică să nu mi se vadă picioarele, o să folosim hoverboard-ul, frate. Băgăm viteza 45%
și hai să vedem acum cum merge. Băi, mai avem încă două roți, însă acum măcar pare că mă plimb cu coșurile de gunoi. Și am văzut o casă aici. O să mă duc să văd dacă este cineva acasă. S-ar putea să fie cineva aici, bro. Ia stai. Hai să inspectăm puțin casa. Cred că mi-ar trebui și un binoclu. Ia să-l căutăm. Așa, gata, am găsit și binoclu. Și hai să încerc să mă uit așa. Bă, nu e nimeni de acasă, serios? Apăsăm să sunăm la soderie. Ia mai apăs o dată. Bă, nu e nimeni acasă aici. Înseamnă că ar trebui să mă duc pe partea cealaltă. Nu vreau să intru într-o casă goală, pentru că, desigur, acolo nu are cine să mă baneze. Așadar, trebuie neapărat să găsesc o casă unde locuiește cineva. Hai să mă duc pe aici, prin partea asta. Mamă, ce tare e coșul ăsta de gunoi! Dar cu siguranță, persoana care mă va prinde cu coșul ăsta de gunoi mă va bana. 100%. Ia, mai avem aici o casă, am dat să sune. Ok, o să stau aici și o să pândesc puțin. Să văd dacă o să coboare cineva. M-am pus aici după zid. Dar nu pare să fie nimeni acasă. Hopa, hopa, stai puțin, am văzut pe cineva cu coada ochiului. Bă, 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 stai puțin. E cineva acolo la ușă. Ok. Văd acum că se duce în jos o mașină, dar e cineva aici, bro. Bă, cred că s-a întors fata acasă. Oh my god! Se pare că avem noroc, hudinașilor. Ia să intrăm pe aici, hopa. Stai așa să pun asta. Oh my god, nu mă vede fata asta. Ok, m-am pus pe scaunul ei. Sunt un coș de gunoi, frate. Nu știe că sunt aici. M-a banat instant. Bro, câteva secunde am apucat să stau în casa ei. Serios, am fost banat imediat, bro. Mamă, deci e clar. Deci 100% avatarul acesta trebuie banat, adică trebuie interzis în Brookhaven, bro. Mamă, nu pot să cred asta. Deci efectiv nu pot să cred, bro. Deci am intrat în casă și zbeng m-a banat instant. Hopa, aici se pare că locuiește cineva. Ia stai. Oare locuiește băiatul ăsta? Hai să sunăm la sonerie. Pare că ar locui o fată, nu? Da. Ok, o să stau aici să mă uit să văd dacă vine cineva. Coboară, coboară, coboară. Nice, deci e acasă. Bun, asta înseamnă că ar trebui să pot să mă urc pe aici. Nu pot să sar așa mult, bro? What? De ce? Și hai să încerc să intru prin garaj. Are și mașina aici, ok. Oare unde o fi? S-o fi dus sus, oare? Oh my god, o fi persoana asta? Oh, nu, 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 cred că m-a văzut. Oh, sunt prea multe persoane aici. Sunt un coș de gunoi, bro. Sunt un coș de gunoi, stau aici ascuns. Mamă. Ok, nu mă mișc. Nu mă mișc, sunt un coș de gunoi, frate. Bă, nu cred că își dă seama. Nu cred că își dă seama că sunt aici. Mamă. Cred că am scăpat, frate. Oare are vreun safe prin apropiere? Bă, nu văd niciun safe. Ok, după ce pleacă, mă duc în camera. Ok, scuze că am intrat în baie. Credeam că e o cameră aici. Scuze. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. M-a văzut fata. Mă ascund aici sub scări. Sunt un coș de gunoi. Bă, m-a găsit. M-a găsit, vrea să mă ia în cârcă, ok, ok. Mă prefac că nu sunt un om gen. Stau aici așa ca un coș de gunoi, ca un tomberon gen. Bă, a scris să mă baneze. A scris fata aceea să mă baneze, bro. Și m-a banat persoana care avea casa.
Serios! Mamă, băi, deci m-a banat instant și persoana aceasta. Deci fata nu m-a banat, fata cea înaltă, pentru că nu era casa ei, bro. Deci până acum am două case aici în care am fost banat, oh my god. Deci nu era casa ei și de asta nu m-a banat. Aparent cealaltă persoană avea casa. Bun, și hai să mergem să vedem dacă locuiește cineva și aici. La casa asta gigantică. O să sun la sonerie. Ia. Hai să mă dau jos de pe ăsta. Sun la sonerie. Mă ascund puțin să văd dacă vine cineva. Stau aici după plantă. Că aici nu mă știe nimeni, frate. Ok, nu pare să fie nimeni acasă. What? Hai să mai sun o dată. Mai apăs aici pe soneria asta până de... mi se distruge click-ul. Ok, deci nu e nimeni acasă, bă, la căsoaia asta gigantică, din păcate. Era tare să intru și aici să văd ce se va întâmpla. Oh my god, din păcate nu am cum să intru, dar am fost banat în două case, bro. Hai să mergem și până pe partea cealaltă să vedem dacă mai găsim vreo casă. Pentru că poate o să-și mai cumpere cineva o casă. Sau am putea să încercăm... A, nu sunt apartamentele aici. Credeam că sunt apartamentele, bro. Mamă, mă duceam la apartament. Ok. Hai să vedem aici atunci. Opa, opa, opa. Am văzut că aici e cineva. A, m-am strecurat înăuntru. Mamă, nu mă așteptam la asta. Ok. Persoanele astea sunt acasă, să știți că eu sunt un tomberon, gen un coș de gunoi. Bă, m-au bandat și persoanele astea, frate. Serios, uite-te și tu. Am fost banat peste tot pe unde m-am dus, bro. Băi, deci e incredibil. Nu am reușit să stau într-o casă foarte, foarte mult timp, pentru că zbeng direct am fost banat. Deci e clar, avatarul acesta trebuie interzis pe Brookhaven. Deci în momentul de față sunt banat în trei case. Deci avem casa de acolo, avem casa asta de aici și desigur avem și casa din spate de acolo. Da, hodinașilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și sper că v-ați distrat. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și aparent nu am nicio șansă cu avatarul acesta. Pa, pa! Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade.